Severinenii care își plătesc dările către stat până la 31 martie vor beneficia de o reducere semnificativă. Și anul acesta, municipalitatea a decis ca toți cei care își achită taxele și impozitele până la sfârșitul lunii martie să beneficieze de o scutire de 10%. Severinenii care își achită taxele și impozitele până la 31 martie vor beneficia și anul acesta de reducerea de 10%. Toți severinenii care își plătesc taxele și impozitele locale până la data de 31 martie beneficiază din partea primăriei municipiului Drobeta, Turnul Severin și al Consiliului Local de o bonificație, de o reducere la taxele și impozitele plătite în felul următor. Persoanele fizice beneficiază de reducere de 5% și persoanele juridice de reducere de 10%. De asemenea, este foarte important de știut faptul că toate persoanele care plătesc până la 31 martie, de asemenea, taxele și impozitele locale, beneficiază de scutire de la plata majorilor de întârziere în cazul în care plătesc datoria principală. Este de menționat că în ultima perioadă a crescut, probabil și din cauza pandemiei, numărul persoanelor care au plătit taxele și impozitele locale online pe ghișeul.ro. Pensionarii preferă să vină personal la ghișeul Direcției de Taxe și Impozite Locale pentru a-și achita dările. Severinenii spun că această reducere este îmbucurătoare și că era de așteptat, întrucât ea a fost aplicată și în anii trecuți. Este dimineață să plătiți impozitul, datoriile. Vreți să beneficiați de acea reducere de 10%? Exact. Cum vi se pare această facilitate? Binevenită. Și în același timp, în avantajul oamenilor, fiindcă fac o economie. De ce ați venit să plătiți astăzi? Păi cel mai bine la începutul anului. Că sunt și reduceri și ăștia, și cel mai bine la începutul anului. Să beneficiați și de acea reducere de 10%. Da, da. Reprezentanții Direcției de Taxe și Impozite au ținut să precizeze că și agenții economici pot beneficia de anumite scutiri. Beneficiază de aceste bonificații cetățenii municipiului care achită în integralitate impozitul datorat pentru anul 2021, și de scutirea accesorii cetățenii și agenții economici care își achită debitele restante până la 31 decembrie 2019, până la data de 31 martie se menține această facilitate, scutire în integralitatea accesoriilor de întârziere. Totodată menționăm faptul că s-a dat drumul, s-a început acea executare silită și au fost comunicate la nivel de municipiu somațiile de plată pentru debitele restante. Reamintim cetățenilor și agenților economici care au primit aceste documente de executare silită că și dânsii pot beneficia de această facilitate, scutire de accesorii, dacă achită în integralitate acele debite restante la 31 decembrie 2019. Taxele și impozitele pot fi achitate nu doar la sediul direcției de pe Bulevardul Carol. Pentru evitarea aglomerației, acestea pot fi plătite și la punctele de colectare din Piața Mircea și Piața Crișan.